Demisii cu duiumul la guvern. Secretarii de stat de la toate ministerele din guvern au depus cereri de demisie și au eliberat fotoliile, motivul fiind că sunt persoane cu statut de demnitate publică și astfel au obligația să plece odată cu miniștrii care i-au adus în funcții. Întrunit astăzi în prima sa ședință, guvernul a aprobat toate cererile de demisie, dar au numit și alții noi, după cum urmează. Acest proces de curățire și de organizare pe principii de meritocrație îl începem chiar de astăzi. Miniștrii trebuie să aibă echipe care împărtășesc valorile acestei guvernări. De aceea pornim cu demisiile și numirile cele mai urgente, care să vă permită să accelerați procesele de transformare pe care le așteaptă oamenii de la noi. Deci unicul subiect pe agenda de astăzi este cu privire la cadre și propun, dacă nu sunt alte sugestii, să începem cu această ordine de zi. Primul raportor, Ministerul Finanțelor, vă rog. Doamnă prim-ministru, mulțumesc. Se propune în temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136-2017 cu privire la guvern și al articolului 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea numărul 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, eliberarea doamnei Gabriela Cuneva din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor din data de 9 august 2021, în baza cererii de demisie. Întrebări? Propun să punem la vot. Cine este pentru? Adoptat. Următorul raportor, Ministerul Economiei și Infrastructurii. Vă rog. Mulțumesc, doamna prim-ministru. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern și al articolului 22, alineatul 1, litera A, și alineatul 3, din legea numărul 199 din 2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune eliberarea doamnei Iuliana Drăgălin din funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 10 august 2021 în baza cererii de demisie. Rog susținerea acestei decizii și apoi vor urma și altele două. Întrebări? Supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În temeiul aceleași articol și legi care le-am menționat mai sus, se propune eliberarea domnului Mihail Lupașcu din funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 10 august 2021 în baza cererii de demisie. Rog susținerea acestei decizii. Întrebări? Cine este pentru? Vă mulțumesc. În același temei legal, rog eliberarea doamnei Mariana Botezatu din funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 9 august 2021 în baza cererii de demisie. Rog susținerea acestei decizii. Întrebări? Cine este pentru? Rog să votați. Mulțumesc. Următorul raportor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Vă rog. În temeiul articolului 86, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10, alineatul 6 din legea cu privire la serviciu diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind rechemarea domnului Vladimir Golovatiuc din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. Are cineva întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm. Cine este pentru? Mulțumesc. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern și al articolului 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3, din legea numărul 199 din 2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea doamnei Daniela Cușbă din funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne și Integrării Europene din data de 9 august 2021. Întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Vă rog să votați. În baza aceluiași temei legal, se propune eliberarea domnului Dumitru Socolan din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din data de 9 august 2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc.
Din nou, în baza aceluiași temei legal, se propune eliberarea domnului Gheorghe Leucă din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din data de 9 august 2021. Întrebări? Cine este pentru? Mersi. Și acum urmează o propunere. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 6, aliniatul 3 din legea 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Veceslav Dobândă în funcție de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din data de 10 august 2021. Domnul Dobândă este un profesionist foarte bun, cu o vastă experiență diplomatică, are 21 de ani de activitate în cadrul Ministerului de Externe, a fost ambasador în Estonia, Suedia și prin cumul în Finlanda, Norvegia, Islanda. Actualmente este director în cadrul Direcției de Cooperare Bilaterală în cadrul Ministerului de Externe. Rog susținerea acestei candidaturi pentru postul de secretar de stat. Întrebări la candidat? Cine este pentru? Vă rog. Vă mulțumesc. Vă felicit, domnule Dobândă. Vă mulțumesc. Următorul raportor, Ministerul Justiției. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în temei articolului 7, litera I din legea 136 pe 2017 cu privire la guvern și articolul 22 aliniat 1, litera A și aliniat 3 din legea 199 pe 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun eliberarea domnului Alexandru Pleșca din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției din data de 9 august 2021 în baza cererii de demisie. Întrebări? Cine este pentru? Mulțumesc. În baza acelorași dispoziții legale, propun eliberarea doamnei Tatiana Tverdun din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției din data de 17 august 2021 în baza cererii de demisie. Întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc. Și în continuare, o propunere cu privire la numire. În temeiul articolului 7, litera I, din legea 136 pe 2017 cu privire la guvern și articolul 6, alineat 3, din legea 199 pe 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun numirea doamnei Veronica Mihailov Morare în funcție de secretar de stat al Ministerului Justiției din data de 17 august 2021. Doamna Veronica Mihailov Moraru este avocat, magistru în drept, formator și consultant, expert în mai multe proiecte ce țin de justiție și drepturile omului, a deținut anterior funcția de președinte Amnesty International Moldova, membru și președinte a Comisiei de Licențiere pe lângă Uniunea Avocaților din Moldova, secretar de stat la Ministerul Justiției. Am deplină încredere în Veronica și de aceea rog să susținem numirea doamnei Mihailov Moraru în funcție de secretar de stat la Ministerul Justiției. Întrebări la candidat? Dacă nu, supun votului. Cine este pentru? Felicitări, doamna Mihailov Moraru și următorul raportor, Ministerul Afacerilor Interne. Doamna prim-ministru, colegi, în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern și al articolului 22, aliniatul 1, litera A și aliniatul 3 din legea numărul 199 din 2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun eliberarea doamnei Mariana Grama din funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne din data de 9 august 2021. Rog susținere. Întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Rog să votăm. Mulțumesc. În baza acelorași dispoziții legale, propun eliberarea domnului Cornel Lebedinski din funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne din data de 9 august curent. Rog susținere. Întrebări? Dacă nu, atunci spun votului. Vă mulțumesc. În baza acelorași dispoziții legale, propun în continuare eliberarea domnului Gheorghe Balan din funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, la fel din data de 9 august 2021. Întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Mersi mult. În baza acelorași dispoziții legale, propun eliberarea domnului Sergiu Golovat,
Golovaci din funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne din data din 9 august 2021. Rog susținere. Întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc. Doamna prim-ministru, colegi, în continuare, propuneri cu privire la numiri. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 6, alineatul 3 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun numirea domnului Sergiu Diaconu în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne din data de 10 august 2021. Domnul Diaconu are o formare diversă în domeniul administrației publice, ordine și securitate publică în instituții prestigioase din Europa, deține o expertiză internațională în domeniul de aplicare a legii și securității rutiere, cu o experiență de peste 20 de ani în gestionarea programelor de avengură realizate în circa 10 țări, a condus Centrul de Reformă al Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căruia au fost elaborate documentele de politici publice care au stat la baza reformei instituției, crearea Inspectoratului General al Poliției și altor structuri subordonate. Este un cunoscător și promotor al soluțiilor inteligente în sectorul de ordine și securitate publică, persoana în care eu am încredere că va face o echipă foarte bună și rog susținere. Întrebări la candidat? Dacă nu, cine este pentru? Felicitări, domnul Diaconu, și mult succes în continuare. Și în continuare, iarăși o propunere cu privire la numire. În temeiul articolului 5, alineatul 5 din legea numărul 283 din 2011, cu privire la Poliția de Frontieră, Guvernului, se propune numirea domnului Rosian Vasiloi în funcție de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, din data de 10 august 2021, pe un termen de 5 ani. Domnul Vasiloi este un om care vine din domeniu, cu peste 20 de ani de experiență, inclusiv la funcții superioare de conducere, deține studii europene în domeniul managementului frontierii și securității naționale, are cunoștințe solide privind funcționarea sistemului din interior, cunoaște foarte bine provocările care stau în fața acestei instituții pentru a realiza obiectivele de dezvoltare și transformare în beneficiu cetățeanului. Este un om de încredere cu care vreau să fac echipă și rog susținere. Întrebări la candidat? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc! Felicitări, domnule Vasiloi, și așteptăm rezultate frumoase și bune. Următorul raportor, Ministerul Apărării. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru. În temeiul articolului 7, litera I, a legii numărul 136 din 2017 cu privire la guvern, al articolului 22, aliniat 1, litera A, și aliniat 3, litera din legea numărul 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Aurel Fondos din funcția de secretar de stat al Ministerului Apărării din data de 10 august 2021 în baza cererii de demisie. Rog să susțineți propunerea. Întrebări? Cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. În baza acelor prevederi legale, solicit eliberarea domnului Vladimir Iliev din funcția de secretar de stat al Ministerului Apărării din data de 9 august 2021. Întrebări? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cu privire la numiri, stimați colegi, propun în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 6, alineatul 3 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitar public, propun numirea domnului Valeriu Mija în funcția de secretar de stat al Ministerului Apărării din data de 10 august 2021. Domnul Valeriu Mija este doctor în științe politice, lector universitar și analist politic în domeniul relațiilor internaționale și studiilor de securitate internațională, diplomației și sistemului de securitate de planificare a apărării naționale. Domnul Mija are o carieră, a avut un stagiu de peste 20 de ani în sistemul militar, ultima funcție deținută, șef de direcție politică de apărare și planificare a apărării. Este colonel în rezervă și participant la războiul de pe Nistru din 1992. Propun susținerea candidaturii. Întrebări? Cine este pentru? Vă rog să votăm. Felicitări domnului Mija. În baza acelor prevederi, propun numirea domnului Sergiu Plop
în funcție de secretar de stat al Ministerului Apărării din data de 10 august 2021. Domnul Sergiu Plop este un militar de carieră cu studii speciale în domeniul învățământului militar și gestionării resurselor de apărare. Este colonel în rezervă cu experiență de peste 25 de ani și ultima funcție deținută a fost comandant rector al Academiei Militare a Forțelor Armate. Domnul Plop este doctorant în domeniul militar privind planificarea resurselor de apărare. Propun susținerea acestei inițiative. Întrebări? Cine este pentru? Rog să votăm. Felicitări domnului Plop. Următorul raportor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, până la reorganizarea sau hotărârile guvernului privind reorganizarea, deci sunt ministerele vechi care raportează. Stimată doamnă prim-ministru, în temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și articolul 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea numărul 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică se propune eliberarea domnului Mihai Machedon din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 9 august 2021 în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. În baza acelorași prevederi, eliberarea doamnei Tatiana Nistorică din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 9 august 2021 în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În baza acelorași prevederi legale, eliberarea domnului Ghenadie Iurco din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 9 august 2021. Cine este pentru? Vă rog să votăm. Vă mulțumesc. În baza temeiul articolului numărul 7, litera I din legea numărul 136-2017 cu privire la guvern și al articolului 6, liniatul 3 din legea numărul 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Sergiu Gherciu în funcție de secretar de stat al Ministerului Agriculturii din data de 10 august 2021. Vă rog. Am eu o întrebare. Aveți același nume de familie. Vă rog să spuneți cetățenilor dacă sunteți rude cu domnul Gherciu propus pentru poziția de secretar de stat. Da, din cât cunosc eu, deci nu suntem rude. Și deci lucru dat a fost și verificat. Mulțumesc. Daul inițial a fost un pic confuz. Deci nu sunteți rude cu domnul Gherciu nu și suntem. Nici nu v-ați nu cunoscut suntem rude cu până la domnul Sergiu Gherciu și nici nu ne-am întâlnit. Domnul Sergiu Gherciu are o experiență vastă de activitate în cadrul Ministerului Agriculturii și cunoaște bine domeniul, a activat mai mulți ani în funcții de răspundere în cadrul Ministerului și eu cred că dumnealui o să facă față cerințelor de rigoare. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Vă rog să votăm. Mulțumesc, felicitări domnule Gherciu și mult succes în munca dumneavoastră. Da. Următor, deci în baza acelorași prevederi legale, deci numirea doamnei Rodica Iordanov în funcție de secretar de stat al Ministerului Mediului din data de 23 august 2021. Cred că colega mea, Iuliana, o să... Da, am să o prezint eu pe doamna Iordanov. Deci doamna Rodica Iordanov este doctor în drept, în dreptul mediului, cu o experiență bogată de 20 de ani în domeniul protecției mediului, în mod special pe legislație de mediu. Doamna Iordanov este autorul mai multor legi care au fost elaborate până în prezent și care sunt în curs de elaborare, care în procesul de armonizare a legislației naționale la achisul european. Și doamna Iordanov este directorul executiv a Asociației EcoContact și a implementat mai multe proiecte finanțate de parteneri de dezvoltare, cum ar fi Comisia Uniunii Europene, Banca Mondială, Suedia, Agenția de Dezvoltare a Austriei.
Este o persoană în care am încredere, deplin încredere și sunt sigură că va face echipă foarte bună pentru a face față provocărilor pe care le vom întâmpina pentru reconstruirea sistemului și pentru creșterea calității mediului în țară. Vă rog să susțineți candidatura. Vă mulțumesc mult. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul raportor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, domn Topală, vă rog. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru. Stimați colegi, în temeiul articolul 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern, și al articolului 22, alineatul 1, litera A, și alineatul 3 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun eliberarea domnului Ivan Gheorghiu din funcția de secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din data de 9 august 2021, baza cererii de demisie. Rog susținere. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc. În baza acelorași prevedere legale, propune eliberarea doamnei Natalia Grâu din funcția de secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din data de 9 august 2021, în baza cererii de demisie. Rog susținere. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul raportor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Nemirenko, vă rog. Stimatul domn prim-ministru, colegi, în temeiul articolului 7, litera I, din legea 136-2017, cu privire la guvern și articolul 22, alineat 1, litera A și alineat 3, din legea numărul 199-2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun eliberarea doamnei Tatiana Zatâc din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 9 august 2021, în baza cererii demisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În baza aceleiași dispoziții legale, propun de asemenea eliberarea domnului Denis Cernelea din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 9 august 2021, în baza cererii de demisie. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc. Cu privire la numiri, în temeiul articolului 7, litera I, din legea 136-2017, cu privire la guvern, și articolului 6, alinea 3, din legea 199-2010, cu privire la statutul persoanelor, cu funcții de demnitate publică se propune numirea doamnei Zinaida Bezverhnei în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din data de 10 august 2021. Zinaida Bezverhnei este de specialitate farmacist, doctor în știință farmaceutice, master în sănătate publică, este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu din Chișinău, în cadrul căreia a activat pe parcursul anilor 2009-2015 în calitate de asistent universitar, după care conferențiar universitar după susținerea tezei la Catedra de Farmacie Socială a Universității. În această perioadă, de asemenea, dumneiei a activat ca consultant științific la Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor de la Consiliul Europei. Din 2015, Zinaida Bezverhnei este coordonator de programe la Organizația Mondială a Sănătății, birou din Republica Moldova, cu excepția perioadei guvernului Sandu, când dumneiei a deținut funcția de director a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Va fi responsabil la Ministerul Sănătății de politica medicamentului, de resursele umane în sănătate și de asemenea de sistemele de sănătate naționale și internaționale. Deci, stimați colegi, vă rog să susțineți propunerea dată. Are cineva întrebări la candidat? Dacă nu, cine este pentru? Vă rog să votăm. Felicitări, doamna Bezverhnei, și succes în promovarea unei politici a medicamentului care să țină cont de interesele cetățenilor și interesul public, mai ales în această perioadă dificilă de pandemie. Această politică este foarte importantă pentru bunăstarea a multor cetățeni. De aceea, mult succes și baftă în continuare. În baza aceleiași dispoziții legale menționate supra, de asemenea propun numirea doamnei Svetlana Nicolaescu în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din data de 10 august 2021. Svetlana Nicolaescu este medic de specialitate, master în sănătate, absolvent a Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu din Chișinău, în
prezent se află de asemenea în program de doctorat pentru susținerea tezei de doctor în medicină. A absolvit programul de 2 ani de master în sănătate publică a Universității de Stat din Kansas, SUA, și programul de politici în domeniul de control al tutunului la Universitatea Johns Hopkins, Școala de Sănătate Publică Bloomberg din Statele Unite și, de asemenea, un curs intern la Asociația Panamericană a Sănătății din Washington. A activat mai mulți ani în calitate de cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie, apoi din 2011 în cadrul Ministerului Sănătății. Dumnezeu are o experiență vastă de funcționar public, de asemenea a fost șef a două direcții importante în fostul Minister al Sănătății, Direcția de Planificare și Regionalizare a Serviciilor Medicale Integrate, după aceea director a Direcției de Sănătate Publică și, de asemenea, 2 ani de experiență de viceministru și medic-șef sanitar de stat. Stimați colegi, vă rog să susțineți candidatura doamnei Svetlana Nicolaescu în funcția de secretar de stat. Sunt întrebări la candidat? Dacă nu, cine este pentru numire? Rog să votați. Vă mulțumesc. Felicitări, doamna Nicolaescu, și vă mulțumim pentru acceptarea provocării de a susține acest minister care acum în perioada pandemiei are sarcini foarte importante. Vă mulțumim. Succes. În continuare, prezentarea Secretariatul General al Guvernului. Domn Cazan, vă rog. Mulțumesc, stimată domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Având în vedere că domnul Anatolie Topală deja deține în altă funcție de membru a Cabinetului de Ministri, deci se propune încetarea raportului de serviciu ale dumnealui în funcția de secretar general, care era o funcție publică a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în baza cererii de demisie. Vă mulțumesc. Este o procedură? Da. Rog, cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. Am degajat un pic. Continuați, domnul Deci, următoarea propunere, în temeiul articolul 7, litera I, din legea 136, prin la guvern, al articolul 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3, din legea 199, cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Anatolie Ghilaș din funcția de director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, din data de 9 august 2021, în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. Continuăm. În baza acelorași prevederi legale, se propune eliberarea doamnei Elena Beliacova din funcția de director general al Agenției Relații Interetnice din data de 9 august 2021 în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Rog să votați. Vă mulțumesc. Următorul proiect ține de eliberarea domnului Ghenadi Țipordei din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice din data de 9 august 2021 în baza cererii de demisie, în baza acelorași prevederi legale. Cine este pentru? Rog să votați. Vă mulțumesc. Următorul proiect, deci în temei articolul 7, litera I, din legea numărul 36 cu privire la guvern și al articolul 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3, din legea 199-2010 cu privire la statut persoane cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 8 din regulament prin organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1247 din 2018, se propune eliberarea domnului Viorel Iustin din funcția de director general al Agenției pentru Proprietatea Intelectuală din data de 9 august în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Și ultimul proiect pe care vă-l prezint atenției domnilor dumneavoastră. În temei articolul 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea numărul 99-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 27 din statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin hotărârea Guvernului 156 din 2002, se propune eliberarea doamnei Valentina Buliga din funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din data de 9 august 2021. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Aici se încheie agenda pentru prima ședință de guvern. Vă mulțumesc și
mult succes în munca în continuare.